Una dintre superstițiile de Revelion se referă la consumul strugurilor, simbol al belșugului și al vieții împlinite. Chiar dacă este un obicei preluat de la spanioli, strugurii au o semnificație aparte în noaptea dintre ani. Fiecare din cele 12 boabe de struguri consumate de Revelion semnifică prosperitatea în cele 12 luni ale anului care va urma. Cumpără giurgiuvenii struguri pentru Revelion? Da. Da. Și pe care îi preferă? Că văd că aveți mai multe soiuri. Mai mult peșa, mai frumos, mai mare. De ce este obiceiul acesta de a se mânca? Nu știu, dar în fiecare an de obicei se cumpără strugul de Revelion mai mult ca orice aproape. Foarte puțin. Deocamdată, poate mâine mai mulți, astăzi mai puțin. Fiecare an așa? Da, în fiecare an se cumpără. Se cumpără strugurii de Revelion, se cumpără. Da. De ce este obiceiul acesta? Cred că ar fi un obicei așa, să mănânci la 12 noaptea, 12 boabe. Prețul unui kilogram de struguri variază în funcție de soi între 7 și 15 lei. Giurgiuvenii nu sunt toți informați cu privire la rădăcinile obiceiului de a pune struguri pe masa festivă de Revelion, însă sunt convinși că boabele de struguri aduc noroc și fericire. Vă uitați să cumpărați struguri de Revelion? Da. Și de ce credeți că e bine să mâncăm? Așa am pomenit să mănânci boabe de struguri în noaptea de Revelion. Pentru ce? Pentru realitate. Sănătate pentru toate visurile care le ai. Respectați în fiecare an obicei? Da, da. Suntem bătrâni, dar respectăm. Nu, sunt simboluri care nu... Care este obiceiul acesta? Nu știu, nu știu. Nu. Da, trebuie să mâncăm 12 boabe de struguri. Și la ce ne ajută? Pentru un an mai bun. Așa se spune din... Da, da. Respectați acest obicei? Da. Cumpăr ca să fie acolo, că așa spune că să mănânce seara de Revelion? Un strugure, așa. E scump, dar ce să facem? Luăm ca să ne facem și noi. Dar de ce trebuie să mâncăm struguri? Păi nu știu, așa se spune. Pentru bogăție? A, bogăție, dar încă atâta doamnă bogăție. Nu este. Uite așa că trebuie să mâncăm. Nu. Nu știți obiceiul cu mâncare? Nu, la noi aici nu este obiceiul. De ce este obiceiul acesta? Chiar nu știu. Nu știți, dar îl respectați? Nu știu, dar respect, da. Obiceiul spaniol de anul nou cere să mănânci câte o boabă de strugure la fiecare din cele 12 bătăi ale ceasului care vestesc trecerea în noul an, acestea reprezentând dorințe pentru fiecare lună a anului următor.